Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit! Astăzi, 3 noiembrie, postul de televiziune EuroTV dă start alegerilor, dezbaterilor electorale, alegeri 2014. În fiecare zi, de luni până vineri, începând cu ora 21, la postul nostru de televiziune, vă așteptăm să fiți alături de noi ca să aflați planuri, obiective și acțiuni concrete ale celor care ne vor conduce în următorii 4 ani. Decide pentru tine, alege conștient! Invitații de astăzi în studio sunt Sergiu Sârbu, reprezentantul Partidului Democrat din Moldova. Bună seara, bună și seara. Bine v-am găsit! Bine. Vadim Pistrinciuc, reprezentantul Partidului Liberal Democrat din Moldova. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara și bine v-am găsit! Alexandru Slusari, reprezentantul Partidului Forța Poporului. Bună seara și bine ați venit la noi bună în studio. Bună seara și bine v-am găsit! De la început aș vrea să vă fac cunoștință cu schema emisiunii. Emisiunea va avea 4 etape. În prima etapă, fiecare concurent își va prezenta platforma electorală timp de 2 minute. În etapa a doua, a dezbaterilor propriu-zise, concurenții vor avea dreptul să-și adreseze întrebări reciproc, să răspundă la această întrebare a câte 2 minute fiecare și după aceea vor avea și un minut pentru replică. În etapa a treia, avem în stânga mea, în fotoliu din stânga mea, se află un cetățean simplu, alegător, care îl vom numi în continuare. Acesta a venit pentru ca să-și exprime opinia proprie și să adreseze concurenților electorali câte o întrebare. Întrebarea va dura un minut, răspunsul concurenților electorali a câte 2 minute. Și ultima etapă, etapa a patra a emisiunii, în care concurenții electorali își vor exprima mesajul final. Acestea fiind spuse, dăm start dezbaterilor electorale, alegeri 2014, la postul de televiziune EuroTV. Domnul Sârbu, poftim, aveți 2 minute. Vă mulțumim, bună seara, dragi prieteni, stimați oamenii Moldovei. Îmi pare bine că sunt primul care urmează să începă aceste dezbateri, să prezint programul nostru. Partidul Democrat vine, poate simbolic, dar este și primul partid înregistrat în registrul partidelor din Republica Moldova. Partidul Democrat este primul partid în buletinul de vot. Suntem primii care ne-am ales candidați în urma unui sufragiu universal, liber exprimat. Mai mult de 100 de, aproape 100.000 de cetățeni au venit la alegeri și au delegat reprezentanții pe care vor să-i vadă în lista Partidului Democrat pentru Parlament. Și printre primii am fost cei care am consultat opinia cetățenilor în privința definitivării programului nostru electoral. De fapt, vreau să vă spun că, evident, în 2 minute este imposibil să prezentăm întreaga noastră platformă electorală. De fapt, o facem zi de zi, ușă la ușă, ochi cu ochi, în sutele de întâlniri pe care le avem în teritoriu. Și evident, programul nostru electoral va fi distribuit în fiecare casă, în fiecare familie, dar este unul 100% realist. Este un program electoral care ține de bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, aici, acum, acasă, la noi, în Moldova. Și evident, ține de creșterea economiei, locuri de muncă bine plătite, familii respectate, investiții în infrastructură și multe alte domenii legate de ceea ce cetățenii Republicii Moldova în primul rând ne-au sesizat. Deoarece noi nu vrem să venim cu un program electoral care, știți, este impus de un partid. Deci noi am consultat în primul rând problemele cele mai arzătoare cu care se confruntă zi de zi oamenii Moldovei, și anume aceste probleme sunt pe prim plan în programul nostru electoral, sunt problemele de ordin social, economic, să facem totul posibil ca să îmbunătățim condițiile de trai în Republica Moldova. În detalii, sigur că venim în continuare. Da, vă mulțumim, domnul Sârbu. Timpul dumneavoastră a expirat. Vreau să vă atenționez că timpul este strict cronometrat, de aceea să respectăm aceste minute pe care vă sunt rezervate. Domnul Pistrinciuc, vă rugăm 2 minute. Dragi cetățeni, Moldova are nevoie în continuare de transformări profunde pentru a face viața oamenilor mai bună și a construi o țară europeană. Noi am demonstrat împreună că se poate. Mi-aduc aminte 2010, când mulți nu credeau că Republica Moldova va putea să facă lucruri importante. Iată că din aprilie acest an, cetățenii Moldovei călătoresc liber fără de vize, noi am semnat un acord de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană.
Iată de ce au apărut foarte mulți inamici ai Republicii Moldova, care vor să împiedice țara noastră să meargă înainte spre un viitor european. Iată de ce este important să înțelegem un lucru. Pe 30 aprilie nu vor fi alegeri simple. Nu se va alege doar între partide. Se va alege între a merge înainte spre un viitor european sau a aluneca înapoi în izolare și întuneric. Se va alege între bine și rău, între trecut și viitor. Vă îndemn să fiți alături de echipa PLDM pentru a realiza cele 4 obiective. Să mergem înainte pentru educație de calitate, cu școli reparate, cu noi programe școlare. Să mergem înainte pentru locuri de muncă nou create. Am demonstrat că se poate și trebuie să atragem mai multe investiții europene în acest domeniu. Să mergem înainte pentru un stat de drept și fără de corupție. Să luptăm pentru reforma justiției, reforma poliției și a procuraturii. Să mergem înainte, în cele din urmă, ca în 2020 Moldova să fie o țară europeană. Iar pentru asta, în 2015, să depunem cererea de aderare la Uniunea Europeană și să beneficiem de toate drepturile pe care le oferă această Uniune. Însă, fac un apel către dumneavoastră. Să nu cadeți pradă celor care îmblă cu minciunile și celor care vor rău Republicii Moldova. Fiți alături de echipa Partidului Liberal Democrat din Moldova, echipa pe care o cunoașteți și, de fapt, echipa care poate să aducă Republicii Moldova un viitor european. Vă mulțumim, domnul Pistrinciuc. Domnul Slusar, 2 minute. Stimați telespectatori, Partidul Forța Poporului este un partid pro-Moldova. Noi categoric respingem ideile separatismului, federalismului sau unionismului. Partidul nostru întrunește o echipă de oameni patrioți care au o experiență vastă în diferite domenii, dar până acum n-au fost implicate în procesele politice, în diferite scheme de corupție, criminale și sau semicriminale. Partidul Forța Poporului consideră că principalul pericol pentru Moldova reprezintă regimul actual, sistemul actual oligarhic, când câțiva clanuri controlează toate cele mai importante sectoare ale economiei, cu cinism extrem manipulează opinia publică, sustrag miliarde de lei, dar justiția și alte organe de forță îi deservesc pe dânșii. Noi considerăm că, în primul rând, este necesar de făcut demontarea acestui sistem oligarhic, demontarea tuturor schemelor prin care se ține acest regim, deoarece noi avem 3 flagele principale la moment: monopolul, economia tenebră și corupția. Suntem categoric partid pro-european, dar vă asigur, stimați telespectatori, că nu putem noi să integrăm în Europa cu regim oligarhic, cu economie monopolizată, cu corupția, combaterea corupției, lupta cu corupția, în care tot timpul cu scor imens câștigă corupția. Noi vom demonopoliza economia, vom reduce semnificativ sectorul neformal prin efectuarea unei reforme fiscale cardinale. Vom combate în realitatea corupția. Comisia specială va fi creată imediat după alegeri pentru a investiga crimele economice guvernărilor precedente. Un loc deosebit, o atenție deosebită va fi acordată agriculturii și satului. Fermierul și omul de la sat va fi respectat. Credeți-ne, stimați alegători, Partidul Forța Poporului va munci imens pentru dumneavoastră și în 2 ani va face ordine în țară. Vă mulțumim, vă mulțumim mult. Acum trecem la etapa a doua. Domnul Sârbu, aveți întrebări pentru concurenții dumneavoastră? Câte o întrebare? Vă rog, de fapt eu aș avea o singură întrebare pentru ambei colegi de platou și aș vrea să vă întreb, stimați colegi, imediat după validarea mandatelor dumneavoastră de deputat și vă urez succes, accedem cu toții în Parlament, care vor fi primele acțiuni și primul proiect de lege promovat de către dumneavoastră? Începem cu domnul Pistrinciuc. Domnul Pistrinciuc, răspunsul dumneavoastră, 2 minute. Cel mai important lucru pentru noi este să implementăm cu ritm grădit acordul de asociere și de liber schimb pe care l-a semnat Republica Moldova. Este de fapt un examen și un test de maturitate pentru Republica Moldova. Nu doar atât, pe lângă faptul că este un pas politic important, el aduce beneficii nemijlocit cetățenilor și agenților economici din țara noastră. Implementând acest acord de asociere, cetățenii Republicii Moldova vor avea mai multe oportunități în crearea locurilor de muncă și, nu în ultimul rând,
Noi, implementarea acestui acord de asociere înseamnă construcția statului de drept. Știm că sunt lacune și restanțe la acest capitol, de aceea vom pune accent inclusiv pe acele reforme instituționale care să facă, de fapt, ca justiția să fie mai echitabilă, să continue reformele începute în organele de drept și, dacă doriți, chiar să reevalueze o parte din sistemul judiciar din Republica Moldova. Două minute am la dispoziție. Da, aveți două minute la dispoziție. În același timp, Republica Moldova, pășind deja pe acest făgaș al implementării acordului de asociere, va avea posibilitatea să creeze mai multe oportunități economice pentru cetățenii Republicii Moldova. Vom acorda o prioritate inclusiv legilor și acelor pachete de documente ce țin de domeniul agriculturii, de facilitățile fiscale în acest domeniu și nemijlocit ce țin de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Știm că sunt foarte multe prevederi care trebuie implementate la acest capitol și în ultimul rând vom pregăti pachetul de, să spunem așa, cerere pentru a deveni țară candidat la Uniunea Europeană. Avem un termen stabilit pentru acest lucru, anul 2015, astfel încât în 2016 să primim acest statut de țară candidat. Da? Atât? În același timp, în mod evident că sunt reforme amânate pe care trebuie să le aprobăm, ceea ce ține de reforma administrației publice locale, de reforma de descentralizarea fiscală a administrației publice centrale, reforme de care au nevoie toate primarele, toate primăriile și satele din Republica Moldova. Domnul Sârbu, sunteți mulțumit pentru răspuns. Din cât îmi dau seama, nu a fost complet. Nu s-a spus despre legea care va fi prima implementată, da? Deci, aveți o replică? La următoarea etapă, da, deja sper să aud și prima lege care va fi promovată deja de colegi. Ați avut un minut pentru replică. Dar dacă nu îl utilizați, el se epuizează. Okay. Da? Domnul Slusar, răspunsul dumneavoastră, 2 minute. Pentru a demonta sistemul actual oligarhic, noi avem nevoie de câteva blocuri, de acte normative, de probleme, dar poate și de a implementa legislația actuală. În primul rând, blocul ce ține de demonopolizare economiei, de făcut ordinea la piața produselor petroliere, companiile de asigurări, băncile, de offshore-izarea sistemului bancar. Ceea ce se întâmplă acum este o tragedie pentru sectorul bancar. Eu mă tem foarte mult că nu se va prăbuși acest sistem bancar peste câteva luni. Doi la mână, desigur că reforma fiscală. Reforma fiscală în scopul de a combate economia tenebră, astfel încât să acordăm niște facilități fiscale pentru businessul legal, mai ales la capitolul contribuției de asigurări sociale și totodată să inasprim condițiile de lucru pentru businessul care lucrează în umbră. Noi acum avem 28% din PIB după ultimele estimări, care sectorul informal al economiei. Și trei, desigur că reforma justiției în ansamblu și sistemul judecătoresc și sistemul de procuratură și altor organelor de forță. Prin această reformă noi vom face tot posibil pentru a combate real corupția și, desigur, nu mai puțin importantă după noi ar fi reforma administrativă, să optimizăm numărul de ministere, să schimbăm funcționari publici, să majorăm salarii pentru o generație tânără de funcționari publici și iată toate aceste reforme în ansamblu noi vom iniția, dar repet încă o dată, noi avem la moment multe legi bune, doar că este necesar de înlăturat clanurile oligarhice de la putere să implementăm și da, să realizăm această legislație. Vă mulțumim, domnul Slusări. Domnul Sârbu, replica? Bine, nu am replică. Nu vreți să adăugați, să spuneți nimic la ce? Bine. No. Atunci, domnul Slusări, vă rog frumos întrebarea dumneavoastră către adresată către concurs. Eu am o întrebare pentru domnul Pistrinciuc. Vă zic că Partidul Liberal Democrat este una foarte frumoasă, înainte pentru viitorul european. În lista partidului, locul 1, este fostul prim-ministru Filat. Un an în urmă, toată țara a asistat la niște lucruri, niște convorbiri telefonice, când pe atunci domnul prim-ministru a dat indicația la șeful fiscului să facă presiuni
pentru un agent economic și totodată să dă răsfăblenia la alt agent economic. Cum considerați dumneavoastră, cu așa metode noi putem să mergem în viitorul european? Domnul Pistrânciuc, 2 minute pentru răspuns. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun o chestie foarte clară, noi am dat explicații și atunci, am să reiterez și acum. Dacă o să vă uitați foarte bine în cine au fost unii dintre acei agenți economici care se plâng, o să vedeți inclusiv și agenții economici care au organizat referendumul separatist din sudul țării, din Găgăuzie. O să mă întrebați pe mine dacă voi folosi eu aceleași metode, poate chiar voi folosi și metode mai dure în acest sens. Și inclusiv trebuie să știți că la baza acelor discuții poate au existat și rapoarte analitice ale serviciilor de securitate, ale altor agenții importante din statul nostru, care impuneau anumite discuții. Nu este un secret că Republica Moldova, pentru ca să faci lucrurile să se miște, să-i disciplinezi pe unii sau să-i pedepsești pe alții, uneori trebuie să miști lucrurile într-o formă așa, să iai lucrurile în mână și să încerci să le promovezi. Ceea ce ține de modalitatea prin care au fost făcute publice aceste registrări și faptul că unul dintre ele chiar și-au fost trucate, demonstrează că noi avem lacune foarte mari când un prim-ministru, de fapt, nu este asigurată securitatea informațională. Deci, dacă mă întrebați pe mine, uitați-vă foarte bine, o să vedeți prin lista celor care, despre care s-a vorbit acolo, inclusiv unul dintre promotorii referendumului anticonstituțional și antinațional, din sudul țării, nu este exclus că această companie chiar și-a finanțat acest referendum și păcat că aceste discuții n-au fost duse până la bun sfârșit, fiindcă oamenii cei chiar trebuie pedepsiți conform legii pentru încălcarea Constituției. La fel ca și mulți alții care de multe ori fac un alt caz care era prezent acolo, era un caz de rezonanță în care fiecare trebuia să se implice, ține de un investitor german, etc., și se solicitau inclusiv și de la partenerii externi anumite intervenții ca să se deblocheze acest caz. Însă, o dată, personajele vizate acolo erau persoane care întreprindeau acțiuni împotriva Republicii Moldova, a statalității, suveranității și ordinii constituționale. Da, vă mulțumim, domnul Pistrânciuc. Replica dumneavoastră? Desigur că, în primul rând, când noi am ascultat despre așa numită răsfăblenie, acolo nu mers vorba. Cel puțin eu n-am înțeles că merge vorba despre investitorul Drexelmeier, mergea vorba despre altă firmă. Pe de altă parte... Să vă uitați, merge vorba și despre Constantinov. Constantinov, ok, dumneavoastră v-ați concentrat pe așa o care ați încercat să presați atunci. Dar, încă o dată, repet, noi nu suntem garantați că aceste metode nu se vor repeta și în alte cazuri, când o să aveți ceva probleme cu alți agenți economici sau o să aveți nevoie să soluționați niște întrebări economice în țară, prim-ministru tot timpul o să intervină și o să dea indicație la funcționari ce trebuie de făcut cu agenții economici. Integrarea europeană nu poate tolera metodele de a interveni în activitate de business cu așa metode. Categoric sunt metodele anti-europene. Și dacă business-ul este împotriva statului? Eu n-am replicat. Nu sunteți dumneavoastră cel care decide cine este împotriva statului. La fel cum nici dumneavoastră nu sunteți. Timpul a expirat, îmi cerem scuze. Eu n-am pus această întrebare, eu am vorbit doar despre metode. Domnul Suser, timpul a expirat, îmi cerem scuze. Întrebarea dumneavoastră pentru domnul Sabo. Un minut, vă rog frumos. Regia, indicați, vă rog frumos, cronometru pe ecran să fie. Vă rog tare mult. Dumneavoastră, domnul Sârbu, sunteți un jurist vestit, recunoscut. Un an în urmă, noi, într-adevăr, am avut câteva cazuri de combatere cu corupție, cu peștele mari, cum se cere în Europa. Au fost pornite dosare la șeful fiscului Vico, la ministrul sănătății Usatei, la fostul ministru finanțelor cu cazul Sanduache, domnul Negruță. Iată, a trecut un an ceva și noi nu vedem finalitatea în aceste procese. Dumneavoastră, cum credeți? Când poporul Republicii Moldova va vedea finalitatea? Da, vă procesului? Mulțumim, domnul Suser. Domnul Sârbu, 2 minute pentru răspunsul. Mulțumesc pentru întrebare. Eu vreau să vă spun că am fost și de cealaltă parte a baricadei și vreau să vă spun că pentru prima dată în vreo 20 de ani, probabil, poate mai puțin, noi totuși am auzit de unele dosare de rezonanță în Republica Moldova. Nu puteam să ne închipuim noi în anii 2001-2009 să fie intentate dosare penale pe procurori,
pe primari, pe judecători, pe alți demnitari. Iată că am ajuns în acești ani, că totuși am auzit de unele dosare de rezonanță cu unii funcționari și demnitari suspuși. Și evident că aceste procese merg cam greu, dar totuși deja avem judecători condamnați, avem dosare penale față de judecători și cred că este un bun început. De ce încă nu avem finalitate pe alte dosare? Probabil încă reforma în justiție încă urmează a fi dusă la bun sfârșit, dar suntem convinși că totuși ne va reuși, suntem pe calea cea bună și deja cele mici rezultate care au fost în domeniul justiției, noi sperăm să obținem și sentințe definitive. Dar evident trebuie să rupem această castă de judecători care poate pe locuri încă mai este una prea complicată să o spargem, deoarece știți, se spală unul pe altul, se protejează unul pe altul, independența justiției este garantată de Constituție și uneori este foarte greu să intervii prin alte metode. Deci urmează doar să ducem reforma până la bun sfârșit și ca aceste procese să meargă mult mai repede și să obținem și rezultate. Sperăm foarte mult. Eu cred că este un început, dar încă avem foarte mult de muncit. Important ca să continuăm acele bune... Vă mulțumim, domnul Sârbu. Replica dumneavoastră? Foarte scurtă. Da, foarte scurtă. Noi ne-am bucurat toți în anul 2013 că s-a format guvern și totuși a fost cât de cât continuat procesul cu semnarea acordului de asociere. Păcat că prețul pentru acest acord noi plătim acum destul de mare. Cazurile de corupție care nu sunt duse până la capăt, că se vede că au fost înțelegere să nu vadă populația finalitatea, mai ales în cazul cu șeful fiscului Vicol, că a auzit toată țara de mașina lui Mișto și de toate interceptările, nu doar cu fostul prim-ministru. Asta încă o dată denotă situația că noi avem lacune mari și carențele mari în ceea ce ține combaterea corupției și la noi până în prezent corupția câștigă cu scor imens. Da, vă mulțumim foarte mult. Acum, domnul Pistrinciuc, întrebările pentru concurenții electorale. Spuneți pentru cine? Alegeți dumneavoastră. Bine, domnul Sârbu. Eu am să-i dau o întrebare domnului Sârbu, poate una mai politică. Iată, ne imaginăm că am trecut de 30 noiembrie, deja suntem într-o perioadă de negociere a coaliției, dacă va fi necesar acest lucru și niciun partid nu va acumula majoritatea voturilor. Eu sper că partidul meu va face acest lucru. Dumneavoastră veți negocia doar cu centru dreapta pro-european de spectru de partide sau veți avea negocieri și pe stânga inclusiv? Sperăm foarte mult că în Parlamentul viitor vor fi doar partide de centru stânga, de centru și de dreapta. Atunci sper eu să fie mult mai simplu să negociem, dar cu siguranță Partidul Democrat va negocia doar cu acele partide care susțin vectorul de integrare europeană. Aici nici nu se discută. Partidul Democrat întotdeauna a fost și va fi pentru integrare europeană cu partidele democrați și cu acele partide care vor sprijini, evident, programul nostru electoral, dar de fapt programul nostru electoral nu avem cum să nu-l sprijinim, deoarece se bazează pe problemele de ordin social-economic, de creștere a nivelului de trai și eu sunt sigur că toate partidele susțin. Dar încă o dată vreau să spun, deci obiectivele noastre care sunt în program cu partidele care susțin integrarea europeană, partidele democratice. Deci acestea sunt partidele care vom negocia. Sperăm foarte mult să ne ajungă voturi, să formăm majoritate din asemenea partide. Uh-huh. N-ați mai aveți timp, dacă vreți mai... Da, și dacă tot am vorbit despre acest subiect, vreau să vă spun că oricum Partidul Democrat este pe poziția că noi oricum trebuie să avem și relații bune de vecinătate cu toți, cu satele din jurul nostru, inclusiv și cu Federația Rusă. Noi nu putem să facem abstracții de așa stat precum este Federația Rusă. Importăm energie din acest stat și trebuie să depunem efortul maxim ca să soluționăm acele probleme de ordin comercial pe care le avem cu Federația Rusă. Cu siguranță vom depune efort maxim să le soluționăm și ar trebui să fim în relații bune și cu Federația Rusă. Nu trebuie să ne certăm cu vecinii noștri. Dar evident că integrarea europeană este obiectivul de bază al Partidului Democrat și vrem să construim Europa aici la noi acasă, în Moldova.
Atât. Domnul Slusăr, replica la ceea ce a zis, adăugați ceva? Domnul Pistrincic, mă scuzați, domnul Pistrincic. Sunt mulțumit de răspuns. Pentru domnul Slusăr, întrebarea, un minut. Da, eu vreau să vă întreb, iată, dumneavoastră ați vorbit, am reușit și eu să văd platforma înainte de a veni la emisiunea partidului pe care îl reprezentați. V-ați creat nu de mult, un timp ați dispărut ca și partid. Dumneavoastră, interesele călui clanul oligarhic îl reprezentați în momentul când știți că nu aveți nicio șansă să acumulați un număr important de voturi, dar în același timp consumați și timpul cetățenilor și timpul oferit de televiziuni și știți foarte bine că în materie de securitate sunt Moldova, deci se confruntă, spuneți că vă propuneți integrarea europeană, dar știți că este o bătălie foarte dură între partidele cu adevărat care au realizări în domeniul apropierii noastre din Uniunea Europeană. Și în același timp ați apărut în alegeri așa de parcă vreți să mai furați un procent sau jumătate, știu, cred că mai puțin de un procent de la alte partide. Da, vă mulțumim. Interesele cărui clan oligarhic îl reprezintă? Răspunsul 2 minute, vă rog. În cadrul acestei campanii electorale, deja nu o dată noi auzim de PVDM care vine cu două, eu aș spune așa, mai dur minciuni, două antiteze. Prima, că la noi lupta se dă spațiul geopolitic, că la noi merge lupta între vectorul pro-european și vectorul pro-estic și cei care votează cu partidele PLDM și sateliții lor înseamnă că ei pro-europeni. Care votează cu partidele de stângă sunt partidele, deci votează pentru est. Eu vă spun, domnul Pistrinciuc, că când consumatorul simplu vine și procură motorina cu 1,50 € mai mult decât ar trebui să procure cu ultimele scăderi prețurilor la țiței, și de la firmele petroliere, pentru dânsi este indiferent dacă consumatorul pentru Uniunea Vamală sau pentru Uniunea Europeană. Și în toate domeniile în așa mod se procedează. Nu este această problemă principală. Cu regim oligarhic noi nu avem ce căuta în Europa. Peste un an, doi se va termina, se va finisa sprijinul Uniunii Europene și noi ne vom prăbuși și atunci va fi discreditat vectorul european pentru mai mult timp. Asta una. Și doi la mână. Tot dumneavoastră veniți cu acest mesaj că partidele mici nu au nicio șansă, numai partidul nostru mare. Eu nu știu ce înseamnă partidul mic. Noi împrumutăm acum bani pentru a face campanie electorală. Într-adevăr, noi nu avem niciun oligarh care să ne sprijine. Și asta este realitatea. De atâta noi și am dispărut. Vă spun așa cum este. Dar dacă partidul mic se deosebește cu partidul mare, numai prin faptul că partidul mare au avut furturi mari și au furat mult, eu vreau să rămân partidul mic, dar noi trecem numai decât în Parlament și schimbăm situația în țară. Da, vă mulțumim foarte mult. O replică? Da, o replică va fi neapărat. Nu este niciun fel de minciună că este într-adevăr o bătălie între diferite vectori de dezvoltare. Ar fi o minciună într-adevăr ce se întâmplă și în Ucraina. Ar fi o minciună presiunile economice la care este supusă Republica Moldova cu tot felul de embargouri nemotivate. Ar fi o minciună într-adevăr realizările Republicii Moldova pe plan european. Și eu vreau să vă spun că munca într-un partid nu ține doar de participare la dezbateri, dar ține de soluționarea problemelor la nivel local. Eu aș dori să mergeți în localitățile care au beneficiat inclusiv de munca noastră de, să spunem așa, de zi cu zi în această europenizare a Republicii Moldova, să vedeți grădinițele din nou create, să vedeți poduri care n-au fost create de la independență încoace și nu spuneți, apropo, sunteți specialist în agricultură, despre investițiile în agricultură, care încă sunt poate insuficiente, dar de mult mai multe ori mai mari, de 4-5 ori mai mari decât în perioada comunistă. Exact. Dar nu este nici într-un caz o minciună că Republica Moldova este supusă inclusiv și la presiuni la presiuni externe. Ar însemna că embargoul tot este o minciună și războiul din Ucraina la fel. Da, vă mulțumim foarte mult, domnul Pistrinciuc. Acum am ajuns la finalul rundei a doua, etapei a doua. Trecem la etapa a patra, a treia, a dezbaterilor. Cum vă spuneam, fotoliul din stânga mea va fi ocupat la fiecare emisiune de un cetățean simplu care va merge pe 30 noiembrie să voteze pe cei care vor fi înscriși în buletinul de vot. Acum, alături de mine, se află doamna Leca Ala, director adjunct al Liceului Teoretic Dante Alighieri din Chișinău
Și dumneei, la început, va avea un minut pentru a-și expune opinia, ce așteptări are un cetățean simplu de la următorii 4 ani în care ne vor conduce cei care vor accede în Parlament. Bună seara! Patru ani, sigur că e puțin pentru ca să vedem niște realizări mari pe care ne le dorim noi, dar calea spre aceste realizări aș vrea să o văd în următorii 4 ani. Aș vrea să avem stabilitate în țară, siguranță în ziua de mâine. Asta ar însemna ca copiii noștri care merg să-și facă studiile să aibă un loc de muncă bine plătit, să aibă asigurat viitorul, adică în afară de locul de muncă bine plătit, eu știu, niște condiții de trai, un confort așa minim de care are nevoie orice om. Gândindu-mă la ziua de mâine, aș vrea să vorbesc și despre imaginea învățătorului, a pedagogului, ca această imagine să fie una frumoasă și atunci să fie un prestigiu să mergi să faci studii de pedagog, să fie un prestigiu să fii învățător și aș vrea foarte mult ca studiile într-adevăr să fie de calitate. Nu, aici să avem parte de învățători bine calificați. Da, vă mulțumesc. Și acum câte o întrebare personalizată pentru fiecare dintre concurenții noștri. Întrebare și răspunsul dumneavoastră, 2 minute. Începem pentru cu domnul Pistrinciuc. Da. Conform codului educației, se presupune ca un viitor director să nu este obligator să aibă studii pedagogice. Ce părere aveți dumneavoastră referitor la această idee? Nu este obligatoriu. 2 minute. Da, nu este obligatoriu, dar sunt sigur că majoritatea vor fi totuși cu studii pedagogice. Rațiunea acestei modificări votate de Parlament este una foarte simplă. Instituțiile noastre de învățământ nu mai au nevoie de conducători pe viață, așa cum de multe ori se întâmplă. Vreau să vă spun că sunt situații bizare când de multe ori, eu am un exemplu în familie, absolvenții de 2 generații diferite sau 3 de absolvenți la instituții de învățământ, dar iar șeful instituției încă nu s-a schimbat. Vreau să spun că și un primar l-a legiuat în 4 ani de zile și un președinte, etc. A doua rațiune ține de faptul că instituția de învățământ trebuie să fie condusă de un manager și plus la aceasta, dumneavoastră știți, de consilii de administrare pentru instituțiile de învățământ superior, alte forme de management deja pedagogic la nivel de fiecare instituții de învățământ. Însă instituțiile de învățământ au nevoie de manageri inclusiv. Nu trebuie să limităm posibilitatea celor care pot conduce excelent o instituție de învățământ, să atragă mai multe resurse, să implementeze noi programe, să gestioneze, de fapt, tot ce înseamnă o instituție de învățământ, inclusiv prin autonomie, mecanismul de autonomie financiară. Nu trebuie să ne limităm doar la pedagogi, pentru aceasta sunt director adjunct cu profil pedagogic, sunt consilii de profesorale. Și înțeleg, poate este o reformă mai revoluționară, însă haideți să încercăm să vedem cum va lucra, fiindcă exemplul altor țări demonstrează că este un lucru destul de bun și cu atât mai mult că școlile noastre au nevoie acum de foarte multe resurse. Noi am spus că în 4 ani de zile, de exemplu, am reușit să reabilităm parțial, unde mai intensiv, circa 800 de instituții preșcolare și școlare. Însă le avem circa 2-3 mii. Deci ele au nevoie, multe instituții de învățământ profesional, de exemplu, sau de altele, folosesc utilaje sau mobilier din anii 70-80 ai secolului trecut. Aceste instituții trebuie să fie gestionate inclusiv de manageri, nu în detrimentul procesului pedagogic. Vă mulțumim, domnul Pistrinciuc. Am voie la o replică? Un minut, dacă e scurtă replică. N-ar fi riscul să se transforme instituția de învățământ într-un SRL? Și de ce managerul ar trebui să se preocupe de mobilier, dar nu ar trebui să avem noi dotarea statului pentru asta? Deci un manager trebuie să se ocupe de tot, de organizarea procesului de învățământ și inclusiv și de mobilier. Însă nu o să transforme, fiți sigur. Pedagogii o să fie cei care o să se ocupe de pedagogie. Vă mulțumim. Doamna Leca, întrebarea pentru... Da. Pentru domnul Suser. Întrebarea mea este, cum ați motivat dumneavoastră, tânăra generație, ca să rămână în satul de Baștină? Care ar fi? Întrebarea este foarte bună și foarte dificilă, desigur. Noi am avut timp de 20 de ani, 23 de ani, multe ratări. La noi, cu părere de rău, au plecat
în mare parte ce aproximativ 1 milion de persoane și mare majoritate din ei cele mai calificate. Și 75% din aceste persoane sunt din localități rurale, cu părere de rău. Și desigur că pentru a întoarce pe dânșii, este necesar să schimbăm situația economică, situația socială. Este necesar să modernizăm țara, să schimbăm climatul investițional astfel încât populația gastarbeiterii să investească banii nu în consum, nu pentru a procura apartamente, dar pentru a face business. La noi vedeți că mai mult de 15 ani decât exodul merge tot mai intens și mai intens și banii care sunt trimiși acasă în business nu se... Doar 2-3% se investesc în business și asta este tragedia noastră. Noi nu avem climatul investițional normal și, într-adevăr, ceea ce noi am văzut în ultimii ani, rider peste rider, spălare de bani la Modincom Bank, banca de economie, companiile, două companii de asigurare care au spălat miliarde. Toate aceste exemple și celelalte, lipsa reformelor reale în ceea ce ține sistemul fiscal, este cea mai mare demotivare pentru tineretul. El trebuie să întoarcă, el trebuie să aibă sau să investească în business, sau să lucreze. De lucrat, el poate în agricultură sau întreprinderi de procesare. Noi avem un program de a industrializa la scară mică, să facem în 3-4 sate câte o întreprindere de procesare. Să investim în agricultură, agricultura va deveni ramura strategică într-adevăr. Noi putem în 3 ani să majorăm fondul de subvenționare până la 4 miliarde. Iată, dacă noi în complex să facem acest lucru cu agricultura, cu localitățile rurale și reforme pe ansamblu, vă mulțumim, cu climatul de afaceri, situația se va schimba în 2-3 ani. Vă mulțumim, domnul Sârbu. Întrebare pentru domnul Sârbu. Și pentru domnul Sârbu, ce schimbări ați întreprinde dumneavoastră pentru a ridica nivelul de trai al bugetarilor? Mulțumesc pentru întrebare. 2 minute. Cu siguranță, când este vorba de bugetare, evident, avem nevoie să facem totul posibil ca să creștem salariile, pensiile. Partidul Democrat își propune în următorii ani să dublăm pensia medie și să dublăm salariul mediu bugetar. Evident că este foarte complicat. Evident, pentru asta este nevoie de a crește economia, de a crea noi locuri de muncă. Noi considerăm că avem posibilitatea să atragem investiții străine în economia Republicii Moldova de circa 1 miliard de euro pe an, să deschidem în continuare parcuri industriale, să creăm condiții în zonele economice libere, să creăm în continuare cele incubatoare de afaceri, să dăm posibilitate tinerilor să investească în agricultură, să dăm posibilitate să investim și să creștem noile tehnologii informaționale și să dezvoltăm domeniul IT. Evident, trebuie să depunem eforturi maxime ca să luptăm cu evaziunea fiscală pentru a avea încăsări mai mari la buget, ca să ne permită să creștem aceste salarii. Și pentru asta noi avem mai multe propuneri. Mai bine să eliminăm acele birocrații în domeniul evaziunii fiscale, în agricultură, de exemplu, să avem un impozit unic în agricultură, să comasăm unele taxe și impozite, mai ales când sunt multe taxe locale, să simplificăm sistemul fiscal în Republica Moldova, să dăm întreprinderilor mici și mijlocii scutiri, până la 3 ani scutiri de impozite. Impozitul pe venit la persoanele cu un venit mai mic de 1350 lei, să-l scutim în totalitate de impozit pe venit. Persoanele juridice, deci care investesc impozitul pe venit în cercetare și dezvoltare, iarăși până la 12% să scutim pe acel impozit pe venit. Iată, atunci să vedeți când vom crea acele facilități ca toți să plătească acele taxe și impozite, să eliminăm evaziunea fiscală, vom crea condiții de investiții în economia Republicii Moldova, va crește economia, vom avea încăsări la buget și vom crește aceste salarii. Da, vă mulțumim mult. Doamna Leca, aveți replică? Ce le-ai spus? Foarte frumos a spus tot. Un minut. Da. Să vedem cum se realizează, pentru că bugetul nostru, știm noi cât este de mic, nu știu de unde s-ar găsi surse pentru a ridica salarii, după cum dumneavoastră ziceți că le-ați dubla. E greu de crezut. Votați-ne și le-ți vedea. Da. Acum trecem la etapa a patra.
în care fiecare dintre concurenți are câte 2 minute pentru mesajul final. Poftim, domnul Slusar, vă rog frumos. Stimați alegători, Republica Moldova în prezent se află într-o criză profundă economică, socială și morală, deoarece mult timp rămâne în captivitate deplină ale clanurilor oligarhice. Acest sistem stoarce miliarde de lei din economia țării și din buzunarele dumneavoastră, apropiind defaultul țării. Statul nostru este supus unui risc real de dispariție din cauza prăbușirii economice. Stimați alegători, încă nu este târziu să schimbăm lucrurile. Facem apel către toți cetățenii țării noastre, indiferent de apartenență etnică sau religioasă. Echipa noastră, partidul nostru în fruntea cu domnul Nicolae Chirtoacă, poate să schimbe lucrurile în țară. Nu vă promitem mare și sare cu salarii, pensii și subvenții de mii de euro peste 3 zile după alegeri. Dar vă garantăm că nu vom fura, nu vom minți poporul nostru. În primul rând vom demanta toate schemele oligarhice, vom investiga real toate crimele economice. Echipa noastră nu are persoane patate care au participat la aceste scheme. Un înțelept chinez Confuție spunea că dacă știi ce trebuie de făcut și nu faci, aceasta este cea mai mare lașitate. Iată, noi știm ce trebuie de făcut. Nu ne temem să facem lucrurile mari, dar avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Haideți împreună să întoarcem speranța în acest stat. Partidul Forța Poporului este speranța Republicii Moldova. Noi suntem obligați să facem ordine în țară. Suntem numărul 3 pe listă, pe buletinul electoral. Cu noi este Sfânta Treimea. Simbolul nostru este pumnul cu care vom distruge monopoluri, economia tenebră și corupția. Votați cu pumnul. 15 secunde. Atât, da? Suficient. Vă mulțumim foarte mult. Domnul Pistrenciuc, 2 minute pentru mesajul final. Stimați cetățeni, cum spuneam la început, nu vor fi alegeri simple, va trebui să alegem pentru viitorul țării. Noi am demonstrat în diferite perioade cât de grele n-au fost, o altă maximă, dacă doriți, populară, că de la faptul până la vorbă este mult și fapta este grea. Chiar în perioada de criză noi am avut creștere economică și nu ne-am oprit. Chiar în perioada de criză, când alții se așteptau că nu vor fi venituri, noi am majorat salariile, chiar dacă nu este suficient și țara a cunoscut o nouă dezvoltare, s-au construit drumuri, grădinițe, apeducte, în majoritatea localităților, în fiecare sat este un proiect de dezvoltare. Dar toate acestea sunt un început. Moldova trebuie și merită să aibă mai mult. Însă acest mai mult depinde de alegerea pe care o vom face. Trebuie să alegem un viitor european, împreună cu echipa PLDM, care este o echipă puternică, care este echipa ce o cunoașteți, echipa care poate să aducă acest viitor. Și avem 4 obiective să le implementăm. Educația de calitate, reformă importantă și strategică și chiar foarte responsabilă. Avem o altă reformă ce ține de statul de drept și fără de corupție și în special în domeniul justiției. Trebuie să creăm locuri de muncă mai multe, mai intensive, inclusiv grație apropierii noastre de Uniunea Europeană. Și nu în ultimul rând, nu trebuie să uităm, scopul primordial al nostru este ca în 2020 să devenim țara europeană, acolo unde este pace, unde este regulă, unde legea stă în capul mesei și acolo unde vom primi sprijinul necesar ca să ne dezvoltăm, fiindcă avem nevoie de acest sprijin, suntem o țară mică și avem nevoie de acest viitor european. Fiți alături de echipa PLDM, echipa care poate aduce acest viitor european, și echipa care a demonstrat că, de fapt, Republica Moldova este și merită să fie o țară europeană. Da, vă mulțumim. Și acum 2 minute pentru mesajul de final din partea Partidului Democrat din Moldova, reprezentat de domnul Sergiu Sârbu. Poftim! Vă mulțumesc, stimați prieteni, dragi oameni ai Moldovei, la 30 noiembrie dumneavoastră veți merge la secția de votare și veți avea o alegere. Noi vă propunem să alegeți Partidul Democrat, simbolul nostru, 3 trandafiri. În buletinul de vot suntem numărul 1. Și vreau să vă spun că dumneavoastră nu veți alege dintr-un program electoral care nu a fost consultat cu dumneavoastră, un program electoral care vă este impus. Dumneavoastră aveți șansa să alegeți un program electoral al dumneavoastră, cel program electoral cu care noi l-am consultat
săptămâni de zile alături de dumneavoastră prin acele sute de întâlniri și încă urmează să ne întâlnim încă de foarte multe ori. Și noi, Partidul Democrat, a auzit vocea Moldovei și vrem să împreună să realizăm acele lucruri frumoase. La 30 noiembrie, dumneavoastră, nu veți alege doar o listă de candidați a unui oarecare partid, dar veți alege listă de candidați pe care tot dumneavoastră ați propus-o prin alegeri deschise și veți avea proprii candidați în Parlamentul Republicii Moldova și împreună să creștem Moldova, să creștem condițiile de trai, să creștem economia Republicii Moldova, locuri de muncă bine plătite, să respectăm și să protejăm familiile în Republica Moldova, femeile noastre urmează să fie respectate și să atragem împreună acele investiții și condiții bune în Republica Moldova pentru a realiza obiectivele noastre și imediat după 30 noiembrie fiți alături de Partidul Democrat ca să fim și mai mulți, să fim și mai puternici pentru un partid al păcii, un partid al stabilității, un partid care este exclusiv pentru Republica Moldova. De aceea vă îndemnăm să fiți alături și noi vă vom ajuta. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim, domnul Sârbu. Doamnelor și domnilor, aici punem punct dezbaterilor electorale alegeri 2014 din această seară. EuroTV Chișinău continuă dezbaterile electorale și mâine, începând cu ora 21. Nu ne pasă de viitorul țării, de aceea, în fiecare seară vrem să fim informați. Decide pentru tine. Alege conștient!